Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în dimineața aceasta ne aflăm aici, în mijlocul dumneavoastră, din mai multe țări și din mai multe limbi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că la El nu contează ce limbă vorbim și contează inima noastră. Slăvit să fie Domnul! Mărturia care am să vă spun nu este o poveste, ci este o realitate și doresc ca cei care sunt nemântuiți în dimineața aceasta să-L aleagă pe Domnul. Ca să nu fie prea târziu, așa cum a fost pentru mine, dar îi dau slavă lui Dumnezeu că astăzi ne aflăm aici ca să vă spunem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea, a familiei mele și a tuturor celor care au ascultat această mărturie. Dar înainte de toate, vreau să recit o poezie care aș vrea ca fiecare să spunem: eu m-am născut să nu mor niciodată. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Eu m-am născut să nu mor niciodată. Și dacă-și totul zilnic, Doamne, în mine o părticică moare pentru Tine, e ca să îmbrac viața fără pată. Tu ai ales să fiu părinte așa, nu că sunt eu nespusă piatră rară, ci pentru că în ființa mea precară ai pus un strop din maestatea Ta. Eu m-am născut să fiu o mărturie, căci litera nu are nea putere, ci Duhul Tău nepotolit se cere să locuiască într-o întrupare vie. Dar ca să ajung doritul Tău exemplu, îți dăruiesc întreaga mea făptură, să o curățești de tot ce este zgură și să o preschimbi în strălucitul templu. Eu m-am născut să plâng cu cel ce plânge și să-mi iubesc și frații și dușmanii, dar teama mie că zilele și anii să-i cuprind pe toți nu mi-ar ajunge. Căci scurtă e umbleare pământească și în trupul meu e mare neputința. Dar știu că ai să-ți ții făgăduința să împlinești tot ce o să-mi lipsească. Eu m-am născut să știu ce-i rău și bine. Și zeci de ani am căutat răspunsul, dar tot atât m-am întâlnit cu plânsul până într-o zi când am venit la Tine. Și când mi-ai spus cuvintele nespuse ce-au împletit blândețea cu dojana, tămăduind în mine toată rana, Tu m-ai atras de partea Ta, Iisuse. Eu m-am născut să aflu în mine prețul ce s-a plătit în locul meu pe cruce. Și oriunde în lume pașii mă vor duce, să-ți fiu pe totdeauna vorbărețul. Amin. Amin. Îi dau slavă lui Dumnezeu că de 37 de ani pot să-L laud și să-L glorific pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El în viața mea. De mic copil îl iubeam pe Dumnezeu și doream să-L văd pe Dumnezeu, să-L văd pe Domnul Iisus. Mergeam la biserica ortodoxă, dar nu era ceea ce căutam eu. Și toate rugăciunile mele de copil, de adolescentă, mi s-au împlinit. Și când a sosit clipa căsătoriei mele, am cerut de la Dumnezeu
să-mi dea soțul care crede el că eu am nevoie. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și m-a binecuvântat cu soțul care este aici cu mine și cu ajutorul lui Dumnezeu anul acesta am împlinit 46 de ani de căsnicie. Trecând prin încercări, prin bucurii, prin suferințe, dar îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Apoi, după ce am primit darul acesta minunat de la Dumnezeu, ca orice femeie, mi-am dorit ca să fiu și mamă. Mi-am dorit un copil. Dar, dacă în copilăria mea și în tinerețea mea am căutat fața lui Dumnezeu și m-am rugat lui Dumnezeu, ei, de data aceasta am apelat la oameni, am apelat la doctori, pentru că am crezut că doctorii îmi vor face ceva. Și timp de 4 ani și ceva, după tot felul de tratamente, niciun rezultat. Ca în final, doctorița să-mi spună, du-te acasă, pune-te pe genunchi și te roagă lui Dumnezeu ca să-ți dea ceea ce tu îți dorești așa de mult. Vreau să vă spun, dragii mei, că mi-a fost rușine. Că doctorița trebuia să-mi aducă aminte că eu trebuia să mă duc la Dumnezeu și să cer la Dumnezeu ceea ce eu doream. Și am ajuns acasă, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, te rog să-mi dăruiești un copil, măcar unul dacă nu mai mulți. Și îți promit că dacă tu îmi vei da mie măcar un copil, eu am să mă pocăiesc și am să mă întorc la tine. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, scumpii mei frați și surori. Și după 9 luni de zile am primit un dar minunat. O fetiță care astăzi este și sora noastră în Domnul și împreună cu soțul ei îl slăvim cu toții pe Dumnezeu. Apoi am început să caut casa lui Dumnezeu. Dar dacă în copilărie și în adolescență mergeam la Biserica Ortodoxă, de data asta, nu departe de noi, a doua stradă, era o biserică baptistă. Și m-am dus acolo și m-am așezat într-un colț ca să nu mă recunoască nimeni, pentru că pe vremea aceea lucram la Institutul Politehnic din Timișoara și aveam o funcție. Și dacă ar fi aflat cineva că eu mă duc la pocăiți, m-ar fi dat afară. Bineînțeles că nu mă cunoștea nimeni, dar mă cunoștea Dumnezeu, pentru că păstorul care vorbea de la ambon și-a îndreptat mâna spre mine și a spus, eu ți-am dat ceea ce tu mi-ai cerut, dar tu când îmi vei preda viața ta mie, așa cum mi-ai promis. Și acolo am spus, Doamne, acum vreau să-mi predau viața așa cum ți-am promis. Dar pentru că aveam funcția aceea, mergeam tot mai rar în casa lui Dumnezeu. Dar de fiecare dată, fiecare păstor care era, nu-i știam, același lucru îmi spuneau. Până în clipa când fiica noastră a împlinit 4 ani și 10 luni și cum stăteam la biroul meu și scriam, era ora 12 ziua și dintr-o dată m-am văzut într-o vedenie toată îmbrăcată în gips. Și vocea lui Dumnezeu a venit la urechea stângă și mi-a spus, aceasta te va aștepta pentru că mi-ai promis că te vei întoarce la mine și nu te-ai întors. Nu vă pot spune, sudor, reci, fierbinți au trecut prin tot trupul meu, m-a apucat groaza, m-a apucat frica, teama, pentru că nu știam ce să fac, dar acolo aveam o verișoară care ea era pocăită, nu știa nimeni de ea decât eu și am chemat-o rapid în biroul meu și am spus, uite ce am văzut, uite ce am auzit, te rog să-mi spui ce trebuie să fac. Și era joia și a spus, vină cu mine la biserică și predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu așa cum i-ai promis, ca nu cumva să ți se întâmple ceea ce Dumnezeu ți-a arătat.
Am spus, îmi pare foarte rău, dar eu am ședință chiar în aceste ore. Pentru că așa le potrivește diavolul. Și zic, nu pot să vin cu tine, dar îți promit, draga mea, că voi veni cu tine joia viitoare. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că orice amânare duce la moarte. Pentru că între timp a murit bunica și trebuia să mergem la mormântare. Eu m-am născut în Lipova, în județul Arad, deși locuim în Timișoara, și la circa 40 de kilometri am avut un tragic accident. Soțul era la volanul mașinii, eu eram pe scaunul din față, Simona, pentru că așa o cheamă pe fiica noastră, era în brațele mele și am avut explozie la roata din față. Mașina a luat-o în stânga șoselei, izbindu-ne de toți copaci întâlniți în cale. S-a rostogolit mașina de 3 ori în șanț și și-a revenit apoi, dar eu, pentru că pe vremea aceea nu erau acele curele de siguranță, am fost aruncată de pe scaunul din față pe cel din spate. În timpul acesta mi s-a rupt gâtul și de la umeri în jos am fost complet paralizată. Cu nasul și cu capul am spart parbrizul din spate. Am avut fractură de bazin, piciorul drept era complet întors. Eram toată tăiată bucăți, cu hemoragie internă, externă, dar tot timpul eram conștientă de ceea ce se întâmpla. S-a adunat multă lume la locul accidentului și mi-am luat rămas bun de la soțul meu și de la fiica mea, pentru că știam că n-am să-i mai văd niciodată și că voi muri, și am privit spre cer. Era luna noiembrie, în 28, era frig și ningea. Și când am privit spre cer, Dumnezeu, în timpul acesta, mi-a arătat iadul. Dragii mei, nu vreau să sperii pe nimeni în dimineața aceasta, dar vreau să vă spun că iadul există. Nu scrie doar în Biblie, ci el există cu adevărat, care n-a fost conceput pentru om, ci a fost conceput pentru diavolul și îngerii lui. Cât cuprind ochii aceștia, am văzut o imensitate de flăcări de foc cu oameni care unii urcau, alții coborau în flăcările acelea și toți strigau după ajutor și după apă. Și atunci am văzut diavolii care nu sunt nici cu coarne, nici cu coadă, ci îmbrăcați în negru, cum luau furtuni cu apă și aruncau spre oameni aceia jeturile de apă, toți mergeau și mușcau lacom din apa aceea ca să-și potorească setea și durerea aceea cumplită, și totul se transforma în flăcări de foc. În clipa aceea m-a apucat groaza, m-a apucat teama, îmi era îngrozitor de teamă, pentru că din nou vocea lui Dumnezeu a venit și mi-a spus: acolo ți este locul tău, pentru că acolo ți l-ai pregătit și acolo te duc faptele tale. Și în momentul când mi-a spus că acolo mă duc faptele mele, mi-am văzut toate faptele de la vârsta de când eram un copilaș până la vârsta de 30 de ani, toate înregistrate cu secundă, minut, oră, ziua, lună și an. O minciună, dacă am spus, era înregistrată. Un pahar de băutură, pentru că eram în lume și închinam, era înregistrat. Pentru că lucram cu hârtii la institut și hârtia aceea care am luat-o să-mi împachetez un sandwich, și aceea era înregistrată. Și minciuni și tot ceea ce am făcut eu în lumea aceasta erau înregistrate și eu tot întrebam: Doamne, dar când am mai făcut-o pe aceea, când am făcut-o pe aia altă,
Pentru că noi uităm, dar computerul lui Dumnezeu înregistrează totul. Așa cum computerele din ziua de astăzi, vezi tot pe ele. Așa înregistrează Dumnezeu faptele noastre. Cu secundă, minut, oră, ziua, lună și an. Și atunci n-am ținut cont de lumea adunată la locul accidentului și am început să strig la Dumnezeu. Și am zis, Doamne Dumnezeule, dacă Tu într-adevăr existi, Te rog, salvează-mă și dacă Tu mă vei salva, am să mă duc să spun lumii întregi că Tu existi și că există iad și să n-ajungă nimeni în locul acesta de chin. Și, dragii mei, dacă în dimineața asta ne aflăm aici, ne aflăm că Dumnezeu vă iubește și vă vrea cu gelozie pentru El și ne vrea întru totul pentru El, Domnul să ne ajute să fim ai Lui, amin. Apoi a venit o mașină, ne-a transportat înapoi la spital, la Timișoara. Primul lucru care a făcut, mi-a cusut nasul pentru că era despicat în două. Apoi a trebuit să îmi pună un aparat de extensie. Erau niște șuruburi care trebuiau înșurubate. Aici am semnele cuielor. Dar pentru că șuruburile s-au înțepenit, a trebuit să ia un ciocan și cu ciocanul să bată acele cuie în capul meu pe viu, fără nicio anestezie. Dragii mei, nu vă pot spune ce dureri îngrozitoare au fost. Dacă din întâmplare ne lovim cu ciocanul într-un deget, groaznic ne doare. Dar să-ți bată cineva niște cuie aici în cap? În clipa aceea mi-am adus aminte de suferințele Domnului Iisus, cum El a trebuit să moară pe lemnul crucii pentru răscumpărarea păcatelor mele, a dumneavoastră și a lumii întregi. În timp ce doctorul bătea acele cuie, mă rugam și spuneam, Doamne Iisuse, eu știu că sunt cea mai păcătoasă ființă din lume, dar eu știu că Tu ai murit și în locul meu. Te rog, salvează-mă, măcar pentru fetița pe care Tu ne-ai dăruit-o, pentru că mi-am dorit-o așa de mult, pentru că n-aș vrea să rămână orfană. Te rog, Doamne Iisuse. În timp ce doctorul îmi bătea cuile acelea și la capăt erau niște sârme și trebuia să pună niște bolțari ca să-mi întindă din nou coloana, ca oasele să revină la normal, pentru că ele erau suprapuse și din cauza aceea eu eram complet paralizată. Toți care erau asistente și nimeni nu mai putea să reziste, să stea acolo, toți au plecat. Și a rămas numai eu cu medicul. Și doctorul, după ce a terminat această operațiune, mi-a spus, draga mea, îmi pare rău că ești tânără. Ai doar 30 de ani. Dar vreau să-ți spun că mai ai de trăit 4 sau 7 zile cel mult. Îmi pare rău de tine. Mai mult de atât nici într-o casă. Nu mi-au făcut nicio injecție de calmare pentru că aveam dureri îngrozitoare. Nu mi-au mai făcut nimic în acele 7 zile. Din punct de vedere omenesc și medical, doctorul avea dreptate, pentru că eu în timpul acesta am început să intru în putrefacție, pentru că poșghița aceea de sânge în care eu eram învăluită, nimeni nu mă mai putea curăța, nimeni nu mă mai putea spăla, nimeni nu putea să mai facă nimic. Am intrat în putrefacție, nu se știa că sunt o ființă umană sau că sunt un cadavru. Cei care veneau la patul meu, chiar o mătușă de-a mea, 5 ore s-au chinuit medicii să o readucă la viață. Iar fiica noastră, care încă nu avea 5 ani, vroia neapărat ca să mă vadă, să o vadă pe mămica ei. Și soțul meu a pregătit-o. I-a spus, Simona, dragă, tu vrei să o vezi pe mămica. Dar
nu mai este mămica aceea pe care o știi tu. Te rog să fii tare și să o întărești. Te rog, când a venit la patul meu, s-a dus la altul pat, pentru că nu mai recunoștea. Și când a venit acolo, a spus, mămica mea, tu ești cea mai frumoasă ființă din lume. Eu am să mă rog Domnul Iisus și eu cred că El are să mă asculte ca să te vindeci. Pentru că eu nu vreau să rămân fără mamă. Te rog, luptă-te, mămica mea. A refuzat categoric să mai mănânce cât eu am stat în spital. Mânca doar când venea acolo ca să-mi facă mie pe plac. Dar în momentele acelea am început să lupt. Nu mai aveam forță, nu mai aveam nimic. Din punct de vedere omenesc, doctorul a avut dreptate, pentru că într-a opta zi s-a întâmplat lucru cel mai minunat din viața mea, pe care nu vreau să-l uit niciodată. Și atunci când mă voi întâlni cu Domnul Iisus, vreau să mă proștern la picioarele Lui, să-I mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut în viața mea. Nu m-a interesat cât e ora sau ceva. A venit dimineața doctorul și a spus, zice, îmi pare foarte rău, dar astăzi ea va muri, va pleca dintre noi. Eram într-un salon de reanimare, unde erau și bărbați și femei, pentru că în fața morții nu mai contează ce ești, cine ești, ce studii ai. În fața morții toți suntem egali. Și atunci am întrebat, în mod special, cât e ora. Mi-au spus că este ora 12 ziua. Și în clipa aceea mi-am încredințat viața în mâna lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, vreau ca Tu să faci ce vei voi cu mine. Dacă eu astăzi trebuie să plec din lumea aceasta, știu că mă voi duce la Tine. Dar s-a întâmplat lucru minunat. În clipa aceea a apărut la capătul patului meu Domnul Iisus ca persoană fizică, slăvit să fie El. În momentul când El a apărut ca persoană fizică, eu moribunda, cu ultimele mele puteri, am început să strig de bucurie și am zis, Doamne Iisuse, Tu ai venit la patul meu, la patul unei păcătoase cum sunt eu. Doamne, dar eu nu merit lucrul acesta. Tu ai părăsit slava cerească pentru mine, pentru o păcătoasă ca mine. Cei din salon auzeau și spuneau, zice, acum îl vede pe Iisus și va muri. Domnul Iisus este atât de frumos, pentru că mi l-am dorit să-L văd, dar a trebuit să plătesc acest preț. Era îmbrăcat într-o haină lungă, albă, sclipitoare, încins la mijlocul curia, avea mâinile întinse, cum le-a avut pe lemnul crucii, și aici, la închietura mâinilor, avea semnele cu sângele străpunse, ca eu să văd că El a fost străpuns și în locul meu. Fruntea era liberă, dar cu semnele din coroana de spini, cu șuvițele de sânge, ca eu să văd că El a fost batjocorit și în locul meu. Iar de la ochiul stâng pe tot obrazul avea o imensă lacrimă și am simțit că lacrima ce era pentru mine și că El suferă alături de mine. Nu mi-a vorbit, dar m-a privit cu niște ochi plini de dragoste, plini de milă, plini de îndurare, plini de bunătate, încât ochii aceia
mi-au rămas răpuși în memorie, încă nu pot să-i uit niciodată. Orice aș îndrăzni să fac, nu pot să uit, pentru că ochii aceia mă urmăresc mereu. Și apoi am spus tuturor, uitați, aici lângă mine este Domnul Iisus. Nu vedea nimeni. Și apoi s-a îndepărtat încet, încet, în colțul stâng al salonului, până nu l-am mai văzut ca persoană fizică, și a apărut automat ca o umbră în stânga patului meu. Și soțul meu stătea lângă mine 24 de ore, de 24, dar stătea pe targă pentru că n-avea loc în pat. Și îi spuneam, uite aici lângă mine este Domnul Iisus. Toată lumea credea că eu vorbesc aiurea din cauza suferințelor. Dar El era acolo cu mine. Și vorbeam tot timpul cu El. Când a văzut doctorul că n-am murit în acele 8 zile, veneam fiecare zi să uita la mine și nu mai putea să-mi facă nimic. Așteptau cu toții, ori ca să se facă o minune dumnezeiască, ori să plec din lumea aceasta. Și după 2 săptămâni, seara, a venit la vizită și zice, aș vrea să văd cum arată picioarele tale. Pentru că eu eram goală, acoperită doar cu un ceașaf și cu o pătură, aveam sondă pentru că nu puteam altfel, aveam tub de oxigen pentru că nu puteam să respir altfel. Și când a desfăcut picioarele, a văzut piciorul meu drept, că era întors complet, până aici sus era cangrenat, într-una de umflat, era negru și mi-a spus, îmi pare rău, dar mâine trebuie să stai piciorul de tot. În momentul când El mi-a spus, vorbeam cu Domnul Iisus și spuneam, Doamne Iisuse, Tu ai auzit ceea ce a spus doctorul? Oare Tu chiar vei îngădui ca eu să rămân o loagă? Dar totuși nu voia mea să se facă, ci voia Ta. La ora 3 noaptea, cum soțul meu stătea jos pe targ acolo, lângă patul meu, și lampa de la patul meu nu se stingea niciodată, aveam tub de oxigen, era ora 3 noaptea, dintr-o dată am văzut pe Domnul Iisus că s-a plecat peste mine și a suflat ca un vâjit de vânt puternic. Și în clipa aceea am simțit din creștetul capului până în vârful picioarelor că explodez, că iau foc și automat lava piciorului s-a întors complet, cangrena cu umflătură și cu totul s-a îndepărtat, deci o clipeală, deci Dumnezeu a făcut o vindecare la clipeala ochiului, slăvit să fie Dumnezeu, care mai face minuni și în secolul nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Am început să strig de bucurie și toți s-au trezit, inclusiv medicii de gardă, asistentele și toți bolnavii de pe secția de neurochirurgie care erau operați, dar puteau veni pe picioarele lor pentru că s-a făcut o mare, mare zarvă la neurochirurgie și cu toți au venit să vadă minunea lui Dumnezeu. Și au trebuit să recunoască împreună cu medicii că Dumnezeu mai face minunce astăzi și că El există și asta era pe vremea lui Ceaușescu. Slăvit să fie Dumnezeu care mai face minunce astăzi, glorie Lui! Apoi, noi toți bolnavii am rămas și ne rugam fiecare cum știam și slăveam pe Dumnezeu. Și când a venit doctorul dimineața cu toți doctorii,
cu studenții, cu asistentele. I-am spus la domn doctor ca să ridice pătura și să se uite la piciorul meu. Când a ridicat pătura și a văzut picioarele mele că sunt egale, complet vindecat piciorul, a încremenit. Și zice, ce s-a întâmplat? Și tuturora le-am spus ceea ce a făcut Dumnezeu în noaptea aceea. Și a spus, în sfârșit s-a întâmplat minunea pe care eu o așteptam. Au ieșit cu toții afară și după câteva minute a revenit și ceea ce vreau să vă spun nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele doctorului care mi-a spus, măi fată, dă slavă lui Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu pentru că atunci când Dumnezeu operează, El nu lasă urme. Și astăzi vreau să spun adevărul, eu trebuia să-ți fac 3 operații și toate 3 în același timp. Prima, să stai piciorul de tot de aici de sus, ca să nu meargă gangrena la inimă și să mori. A doua, să stai o coastă și coasta respectivă să-ți o pun aici la osul gâtului ca să rămâi toată viața așa, înțepenită. Dar dă slavă lui Dumnezeu pentru că atunci când El operează, nu lasă urme. Slăvit să fie Dumnezeu, care mai face minuni și astăzi. Glorie Lui pentru aceasta. Apoi, după 3 săptămâni de zile, când a văzut doctorul toate minunile acestea care s-au întâmplat cu mine, a spus, știi ceva, trebuie să te punem în gips. Atunci, dragii mei, mi-am adus aminte de acea vedenie care Dumnezeu mi-a arătat-o cu o săptămână înainte de întâmplarea accidentului, pentru că Dumnezeu orbește omului să se pocăiască când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Așa cum n-am luat nici eu. Și știți de ce? Pentru că ne este rușine. Rușinea este aceea care ne împiedică să ne pocăim. Pentru că oamenii ne spun, uite la pocăitul, uite la pocăita. Dar slăvit să fie Dumnezeu, a fi pocăit este cel mai minunat lucru. A fi copil al lui Dumnezeu este cea mai mare onoare de pe fața pământului. Și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Și îi mulțumesc din toată inima că sunt cu adevărat și pocăită și un copil al lui Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! Și mi-au pus 2 gipsari, m-au învelit în gips până la jumătate, cu tot cu cap. Soțul trebuia să mă ridice în puterea părului ca să nu se rupă din nou gâtul. Și doar fața, partea aceasta era liberă. În rest, toată eram într-o carcasă de cașe betonul, era gipsul ăla. Era atât de greu și atât de gros în care abia mai puteam să mă mișc. Și am mai stat câteva zile în spital până s-a uscat gipsul și apoi mi-au dat drumul acasă și a spus Dumnezeu cu mila. Și 3 luni de zile a trebuit să stau cu gipsul acela. Și după 3 luni de zile, când soțul meu a dat telefon la gipsar, ăla o încremenit la telefon, nu mai știa ce să zică, zice, dar cum, soția dumitale mai trăiește? Da, pe eu am crezut că de mult o crescut iarbă verde pe mormântul ei, pentru că erau deja 4 luni și ceva de la accident. Și zice, nu, trăiește, vă rog frumos să-mi spuneți când să venim să luăm jos gipsul. Și când am ajuns acolo, era o sală de așteptare cu multă lume, cu picioare rupte, cu mâini rupte. Și când m-a văzut gipsarul, zice, tu ești Aievia sau ești o fantomă? Nu-mi vine să cred că umbli pe picioare,
pentru că umblam deja pe picioarele mele, sprijinită de soțul meu. Dar ca omul să se convingă, pentru că doar obrajii erau liberi, zice, lasă-mă să te ciupesc, să văd dacă într-adevăr ești vie. Și apoi, pentru că era multă lume acolo, zice, vedeți femeia asta? A fost moartă, dar Dumnezeu a înviat-o. Apoi mi-a luat jos acel gips, mi-a făcut radiografie și cu radiografia trebuia să mă duc la spitalul județean. Ori doctorul de 3 luni de zile nu m-a mai văzut deloc. Și când am ajuns în cabinetul dânsului, era multă lume acolo și când m-a văzut că eu umblam pe picioarele mele, am cremenit la masă. Și a spus, dumneata, umbli pe picioare? Și da. M-a așezat acolo pe un scaun și zice către oameni, zice, vedeți femeia asta? A fost moartă, dar Dumnezeu a înviat-o. Apoi și-a îndreptat mâna spre mine și a spus, zice, fii atent la mine, eu nu îți spun, dar îți poruncesc ca toată viața cât trăiești de acum încolo să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că El te-a vindecat. Eu n-am făcut decât ți-am pus aparatul de extensie, te-am pus în gips, dar vindecarea a făcut tot Dumnezeu. Și pentru că sunt în pensie de boală și ne întâlnim, așa, mai rar acum, întotdeauna ne întâmpinăm cu cuvintele astea, tu îi mai mulțumești lui Dumnezeu? Sau l-ai uitat cum au obicei oamenii? Și eu spun, niciodată n-am să pot să-L uit pe Domnul meu care mi-a făcut atât bine și mai mult ca atât, sunt copilul Lui și dau slavă lui Dumnezeu. Dragii mei, asta a fost una din principalele binecuvântări ca să mă întorc la Domnul. Pentru că El a mai îngăduit și alte încercări. O să vi le spun așa, nu doar așa mai succint. A îngăduit ca să am și o operație de stomac și de fiere, dar de data asta în spitalul din Cluj, ca să fiu o mărturie și pentru medicii de acolo. Operația a durat aproape 6 ore și în timpul acesta am văzut mâinile Domnului Iisus care m-au operat și eu tot întrebam, Doamne, a cui sunt mâinile astea? Și Domnul Iisus mi-a spus, sunt mâinile mele care te operează și în același timp te și vindecă. Pentru că a trebuit să-mi taie 3 sferturi din stomac, mi-a scos și fierea. Am stat 8 zile în reanimare cu 8 tuburi în mine, 2 zile în salon, deci în total 10 zile. Și mi-a dat drumul acasă și doctorii au rămas uimiți. A spus, nu știm ce se întâmplă cu dumneata, dar vedem că ești o minune a lui Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! Pentru că după 3 luni când m-am dus la control, aceeași bolnav pe care eu i-am lăsat acolo, i-am găsit. Și zice, ce ați făcut de sunteți așa de bine? Și am spus, dacă vă veți încrede în Dumnezeu și vă veți ruga Lui, sunt sigură că veți fi vindecați așa cum am fost eu. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi, Dumnezeu a mai îngăduit o altă binecuvântare. Eu așa le numesc. Am îngăduit ca să am și o moarte clinică. Dacă la accident Dumnezeu mi-a arătat iadul și locul în care faptele mele erau pregătite pentru locul acela, ei, de data asta Dumnezeu a îngăduit, după ce eu m-am botezat și după ce eu l-am urmat pe Domnul Iisus, și în apa botezului, când eu am făcut actul acela, în clipa aceea eu am fost vindecată, dragii mei, complet vindecată. Toate oasele s-au pus la locul lor. 4 bărbați m-au băgat în baptistier și a trebuit să mă scoată doar unul
Și când m-au dus cu mașina, iar când am plecat, am mers 2 km și jumătate pe jos, lăudând și glorificând numele Domnului Isus. Slavă Lui! Iar când am avut moartea aceasta clinică, Dumnezeu a vrut să-mi arate locul pe care El, Domnul Isus, s-a dus acolo sus ca să ne pregătească un loc. Ca toți să avem un loc pregătit acolo. Pentru că Domnul Iisus a spus, am să mă sui la Tatăl, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Într-o zi de septembrie, cu o căldură mare, într-o zi mi s-a făcut foarte rău. Și era ora 2 ziua. Și în clipa aceea am simțit că eu voi pleca din lumea aceasta, dacă Dumnezeu m-a îngăduit ca eu să mai trăiesc, dar în ziua aceea simțeam că eu voi părăsi lumea aceasta. Și dintr-o dată s-a luminat sufrageria în care eram. Eram doar eu acasă, soțul meu era la serviciu, Simona era la școală. Dar Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit și unuia și celuilalt să fugă repede acasă ca să mă mai vadă pentru ultima oară. Și când au ajuns, doar atât am putut să le mai spun. Dragii mei, dacă până astăzi Dumnezeu mi-a prelungit firul vieții, să știți că astăzi vă părăsesc. Și am așezat pe canapea pentru că mi s-a făcut rău deja și trebuia să urmez lumina aceea care a spus că a sosit clipa să părăsesc acest corp. Și în momentul când eu urmam lumina aceea și urcam sus, așa ca și cum mergem pe o bandă rulantă, când am ajuns la capătul drumului, sus acolo, am văzut o imensitate de oameni. Toți erau îmbrăcați în haine albe, dar eu am fost transformată într-un alt corp, în care nu vă pot explica ce fel de corp am avut, pentru că ochii aceștia carnali s-au închis și s-au deschis ceilalți pentru slavă. Nu mi-a mai părut rău nici de soțul meu, nici de fiica mea, nici de nimeni, pentru că atunci când părăsim pământul acesta nu mai simți nici durere, nici nimic, ci vrei să te întâlnești cu Domnul Iisus. Dragostea Lui ne atrage extraordinar, dacă suntem ai Lui cu adevărat. Și mi-am văzut trupul. Am văzut pe soțul meu cu fiica mea cum se rugau și mă cereau înapoi. Am văzut cum doctorul a venit și îmi lua pulsul, cum vecinii s-au agitat. Am văzut întreg pământul, pentru că nu mai există atunci nici timp, nici spațiu. Și nu mai vroiam să vin înapoi. Buzele mele deja nu mai mișcau, dar mintea lucrează. Și am spus, degeaba vreți voi, eu nu mai vreau să intru în trupul ăla care mă durea și aveam suferință și dureri cumplite. Și când am ajuns acolo sus, nu mai simțeam nicio durere. O bucurie aveam extraordinară pentru că îl vedeam pe Domnul Iisus. Și nu mai vreau să vin înapoi. Domnul Iisus a venit la mine și a spus, îmi pare rău, dar tu nu mai poți ca să rămâi aici. Te-am adus doar ca să vezi locul care este pregătit pentru tine. Dar trebuie să te întorci înapoi pe pământ, pentru că nu ți-ai terminat misiunea. Și pentru că astăzi noi suntem aici, Dumnezeu încă nu și-a terminat misiunea și încă nu m-a chemat la El și nu mă cheamă. Știți de ce? Pentru că vă vrea pentru El. Și ne vrea pe toți pentru El. Doamne, ajută-ne să fim acolo sus împreună cu El. Toți cântau o cântare pe care nu pot să o redau,
ani de zile numai în mintea mea, este atât de frumos încât nu se poate exprima în limbaj omenesc. N-aș putea să descriu frumusețile care ne așteaptă condiționat. Numai cine este cu inima curată va ajunge acolo. Numai cine îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu va ajunge acolo. Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși Lui, să-L iubim și să fim cu adevărat ai Lui. Și, pe urmă, când am revenit din nou în trup, din nou am simțit durere, din nou doctorul era cu mâna lui pe mâna mea, am luat pulsul și zice, ieri a fost la control, era bine, azi m-a schemat la moartea ei. Și când m-am trezit, am spus, dar de ce m-ați mai adus înapoi? Și doctorul a spus, chiar așa de frumos este acolo? Și am spus, da. Este atât de frumos încât nu pot să vă explic. E foarte frumos, dragii mei, ca să ajungem acolo în locul acela. Doamne, ajută-ne să fim acolo împreună cu El. Apoi, după toate acestea, Domnul a mai îngăduit încă o altă binecuvântare. Diavolul a vrut ca să-mi ia vocea, ca să nu mai vorbesc niciodată despre Domnul Iisus și nici să-L mai laud și nici să-L mai glorific cu vocea. Am avut un cancer pe glanda tiroidă, 4 chisturi de câte 4 centimetri fiecare. Dar Dumnezeu a fost mai puternic decât cancerul, decât toată suferința prin care am trecut și prin tot tratamentul care l-am făcut, pentru că Dumnezeu a vrut ca eu să vorbesc din nou, să-L slăvesc pe Domnul și să spun oamenilor din lumea întreagă că există și că ne vrea pentru El în slavă. Doamne, ajută-ne pe toți ca să ajungem acolo împreună cu El. Dragii mei, nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată pe pământul acesta, dar doresc din toată inima că așa cum suntem acum aici, toți să ne pocăim de toate păcatele, de toate greșelile noastre și să-L urmăm cu adevărat pe El ca să fim demni de acel loc pe care Domnul Iisus s-a dus ca să ne-L pregătească pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să ne întâlnim acolo cu El în slavă. Amin.